Accident feroviar în Canada după ce un tren care tracta mai multe cisterne cu țiței a derapat și s-a aprins. În urma accidentului nu au fost înregistrate victime sau persoane traumatizate, însă autoritățile au evacuat oamenii din localitatea în apropierea căreia s-a aprins garnitura. Holy fuck! Can't believe we just drove by that. Ministrul federal al transporturilor din Canada a ordonat ca toate trenurile care transportă o cantitate semnificativă de mărfuri periculoase pe liniile federale să încetinească. Acesta a fost cel de-al doilea accident feroviar din regiune în ultimele două luni.